Noapte de coșmar pentru două turiste din București care au urcat pe platoul masivului Bucegi. Tinerele în vârstă de 16, respectiv 17 ani, au ajuns odată cu lăsarea serii în apropierea cabanei Caraiman și și-au așezat cortul într-o zonă interzisă. Mai mult, nu au respectat o regulă foarte bine știută de iubitorii drumeților montane, aceea de a nu-și lăsa mâncarea în cortul în care urmează să doarmă. Un urs aflat pe platoul masivului Bucegi în căutare de hrană a simțit mirosul de mâncare și s-a apropiat de cortul acestora. Este primul atac pe anul acesta, atac la persoană din partea ursului. Din fericire nu s-a soldat cu victime, dar fetele au avut, oricum au avut mare noroc, pentru că nu au știut ce să facă, nu au știut cum să campeze, nu au știut niște reguli elementare, cum ar fi să nu ții mâncarea în cort sau cum ar fi să nu mănânci și să nu intri cu hainele, cu aceleași haine în cort. Era de așteptat să vină ursul la miros, este de așteptat să le atace. Au avut, cum am spus mai devreme, mare noroc, au scăpat doar cu atât. Foarte speriate, tinerele au reușit să fugă și să se adăpostească în cabană, de unde au sunat la numărul de urgență 112. O echipă a salvamontiștilor s-a deplasat imediat la fața locului pentru a prelua turistele în siguranță. Acesta nu este însă singurul caz în care turiști imprudenți care își montează corturile în zonele neamenajate din Munții Bucegi sunt atacați de urși. Per total, în masivul Bucegi avem 10-15 atacuri la persoană și majoritatea se îndreaptă către cei care campează și nu știu regulile de campare. Tinerele, care de această dată au scăpat fără nicio zgârietură, însă s-au ales cu o spaimă soră cu moartea, au ajuns în stațiunea Bușteni și sunt în afara oricărui pericol. Cu siguranță, aventura pe care au trăit-o în vârful muntelui le va fi o lecție de viitor.